Ilie Balaș, supranumit Minunea Blondă a fotbalului românesc, a fost înmormântat la Craiova cu onoruri militare. Peste 1000 de oameni au adus un ultim omagiu pe stadionul Ion Oblemenco. Sunt șocată. Aș vrea să-i păstrăm memoria frumoasă. Înmormântarea nu a fost însă lipsită de momente tulburătoare. În stare de șoc, mama lui Ilie Balaș a leșinat imediat după ce sicriul a fost coborât în groapă. Femeia a fost urcată într-o ambulanță și a primit ajutor medical, însă a refuzat să meargă la spital. De asemenea, nepotul lui Ilie Balaș a fost implicat într-un accident ieri seară, chiar în fața stadionului unde era depus sicriul. Bărbatul plecase cu un prieten pentru a o duce la stadion pe mama fostului fotbalist. De emoție, șoferul nu a acordat prioritate. Accidentul s-a soldat cu 4 victime, însă niciuna nu se află în stare gravă. Și Aurel Beldeanu, fost coleg Ilie Balaș, a ajuns ieri la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce sicriul era scos din biserica unde a fost depus pentru omagii câteva ore. Ilie Balaș a încetat din viață duminică în urma unui infarct miocardic. Ministerul Sănătății a demarat o anchetă în legătură cu modul în care echipajele de urgență au intervenit în cazul marelui fotbalist.